Odată cu avansarea tehnologiei, telefoanele, tabletele și calculatoarele au urmat pasul modernizării, iar copiii ajung de la vârste fragede să piardă ore în șir în fața device-urilor. Deși sunt de ultimă generație, ecranele tot le afectează vederea, iar din pandemie și până în prezent, numărul de afecțiuni ale ochilor a crescut considerabil. Pandemia ne-a arătat și mai ales după pandemie, întreaga literatură oftalmologică și noi în practica noastră medicală am constatat o creștere de peste 3 ori a numărului cazurilor cu miopie sau astigmatism miopic. A celor care acuză sindrom de ochi uscat chiar la copil, pentru că marea majoritate folosim gadgeturi, folosim celulare, calculatoare, folosim jocuri, copiii se joacă cu jocuri cu joystick, stăm foarte mult în fața unor televizoare și atunci, practic, calitatea și cantitatea filmului lacrimal este diferită. Însă, odată cu evoluția tehnologiei, medicamentele și aparatura medicală s-au dezvoltat și s-au modernizat și ele. Datorită descoperirilor revoluționare, intervențiile chirurgicale sunt mult mai ușor și sigur de executat. Atât din punct de vedere al medicamentelor, cât și din punct de vedere al diagnosticului sau al tratamentului, este în plină dezvoltare și uneori peste un an s-ar putea să nu mai fie valabil. Pentru că s-au multiplicat mijloacele de investigație, de exemplu, tomografia în coerență optică este un lucru care este folosit acum uzual, un câmp vizual, un perimetru foarte bun este folosit acum uzual, chiar în cabinetele mai mici, pe lângă lucrurile pe care le știam dinainte, care sunt gold standard, cum este determinarea presiunii intraoculare sau refractometria. Măsurarea retinei cu ajutorul unui tomograf, care înseamnă 200 de microni, deci 0,2 mm, are toată retina. Iar în toate aceste tehnologii, pur și simplu ne aduc în avantajul de a fi foarte mult mai siguri pe diagnosticele noastre. Motiv pentru care s-au răspândit aproape orice cabinet de oftalmologie are un tomograf în coerență optică în momentul ăsta. Dezvoltarea continuă a aparatelor medicale, a lentilelor, precum și a produselor medicamentoase, duc la o reducere a duratei de recuperare după intervențiile chirurgicale ale pacienților, o execuție mult mai ușoară a operației și totodată oferă siguranța atât medicilor cât și pacienților.